Valentina Pufulescu, trainer dicție. Bună ziua tuturor, mulțumim că sunteți aici alături de noi. Mai aproape, cred că mai aproape. Vorbim despre femeia naturală, așa că am venit exact așa cum mă prezint la aproape toate evenimentele din viața mea. Avem probleme? Reluăm ideea? Da. Mulțumesc că sunteți aici alături de noi. Sărbătorim femeia naturală și mi se potrivește foarte bine tema asta, pentru că eu exact așa lucrez în viața de zi cu zi, nemachiată. Acum întâmplător am niște tocuri pentru că vin de la o nuntă și trebuie să mă întorc la o nuntă. Altfel aș fi venit în tenis, cel mai probabil, sau chiar de sculță, lucru pe care o să-l și facem, pentru că o să vreau să vă învăț câteva exerciții care să vă ajute în viața de zi cu zi, fie că sunteți la birou, că sunteți acasă sau în orice context, ca să puteți să fiți mai bine, să livrați mai bine și să nu vă preocupe mai degrabă partea artificială, să ne punem o mască pe față, să punem tocuri, să punem cel mai frumos costum. Mai important este felul în care livrăm mesajul, și asta contează, decât să ne împopoțonăm și să fim țiplă în fiecare zi. Ești foarte autentică, Valentina. După 20 și ceva de ani de presă, ți-ai dat demisia și ai luat-o pe cont propriu. Cât de mult curaj ți-a trebuit! Curaj și un pic de inconștiență, cel puțin dacă între familia mea, nu știu dacă a fost foarte fericită când am luat decizia asta, dar intuiția mi-a spus că a fost cea mai bună decizie pentru mine, pentru că 21 de ani de lucru neîntrerupt în televiziunea de știri sunt suficienți ca să te macine, să te consume, dar și să înveți foarte multe lucruri. Și am considerat că sunt suficienți ca eu să pot să dau mai departe tuturor oamenilor ce m-a învățat pe mine meseria în 21 de ani de televiziune și 25 de ani de presă. Și ce faci acum, concret? Concret, îi învăț pe oameni să își pregătească discursurile, să învețe să le livreze cu încredere, relaxați și să aibă discursuri memorabile. Memorabil nu înseamnă discursuri a la caragiale. Memorabile înseamnă pentru anul în care trăim să ne fie și nouă ușor să ținem minte ce avem de spus, da, dar să le fie ușor și oamenilor care ne ascultă să ne rețină mesajul. Și pentru asta există foarte multe tehnici gratuite la care putem apela cu toții. Spre exemplu, eu recomand tuturor, indiferent că sunt CEO, că sunt șef de instituții cheie în stat, că sunt medici, că sunt profesori, arhitecți sau sunt tineri care vor să devină influencer, de ce nu, vor să creeze video content, să aplice tehnica vorbirii în imagini. Nu există tehnica ceva vorbirii în imagini. Nu există ceva care să te îmbrace mai bine și mai frumos decât cuvintele care pot fi imaginate. Eu dacă vreau să-mi pun o mască, nu o să-mi pun machiaj, o să-mi iau casca de motociclist, da, o să-mi o pun, o să mor pe motocicletă și o să merg să explorez ce am nevoie. Tehnica vorbirii în imagini înseamnă, practic, să nu să vorbești, ci să fii văzut. Înseamnă să vorbești, dar să vorbești în așa fel încât oamenii să-și poată imagina cuvintele pe care le spunem. Eu, de exemplu, am devenit jurnalist după ce am dat foc bucătăriei. E real, chiar asta s-a întâmplat. Okay. Și întâmplător, fix aici, la etajul 1, în clădirea albă, care este luminată acum foarte bine, eu am făcut un curs de modeling și am fost model când aveam 17 ani. Wow! A fost... Întâmplarea face ca exact acolo eu să-mi fi început această lume în fața reflectoarelor. Dar a fost o lume atât de artificială încât mie nu mi-a plăcut. Dar de atunci și experiența de jurnalist m-a învățat că tot ceea ce scoți pe gură este mult mai important și sarcina noastră a fiecărui vorbitor este să-l facem pe om să-i fie ușor să înțeleagă ce spunem. Ce înseamnă să vorbești în imagini? Imaginați-vă așa, mintea noastră este formată din foarte, foarte multe sertare. Unul este foarte important și este răspunzător cu imaginile. În momentul în care fiecare începe să vorbească, în mintea ascultătorilor noștri se deschide acel sertar. E automat. S-a deschis sertarul, se ridică un proiector și așteaptă să ruleze, exact cum rulează proiectorul la cinema, filmul pe care vrem să-l vedem, rulează de data asta cuvintele pe care le scoate cel care vorbește. Dar dacă cuvintele alea nu pot fi imaginate,
mesajul nostru este degeaba. Cu alte cuvinte, trebuie să folosim cuvinte care pot fi imaginate de oameni. Adică trebuie să băgăm în mintea oamenilor un film cu care să rămână și să plece acasă. Dacă n-ai film, n-ai mesaj, pentru că nu rămâne nimic. Dacă eu aș fi început să spun că am început facultatea în 1998, am terminat facultatea în 2002, m-am angajat din 2002 la ProTV, de fapt nu m-am angajat, am făcut un internship, după aceea m-am angajat la Prima, după care sunt niște date, aș deveni un CV ambulant care nu ar interesa pe nimeni. Dar când îți spun că eu am devenit jurnalist după ce am dat foc bucătăriei, arată pasiunea, pentru că ce se întâmpla, de ce s-a întâmplat asta? Mie îmi plăcea foarte mult să scriu când eram în liceu. Scriam atât de mult încât nu conta ce se întâmpla în jurul meu. Și fix așa, într-o zi când îmi era foame, m-am dus să-mi pun la prăjit niște cartofi și cârnăciori și bineînțeles, pentru că aveam foarte multe de scris, am continuat să scriu și am uitat complet de mâncare până când a venit sora mea și m-a tras brusc de... Practic m-a tras de ceafă, da. M-a scos din bucătărie și mi-a zis: lasă dracu scrisul, că ai dat foc bucătăriei. După ce am reușit să stingem focul, să curățăm un pic bucătăria, a venit și mama mea acasă, ne-a boscodrodit pentru că am distrus aproape casa, dar mi-a zis la sfârșitul zilei: tu trebuie să te faci jurnalist pentru că prea scrii toată ziua. Bun. Și de atunci drumul meu a fost super clar, am dat la facultatea de jurnalism, m-am angajat în primul an de jurnalism de facultate și astăzi, 25 de ani mai târziu, pot să învăț pe oameni cum să vorbească în imagini. Îmi imaginez că după 21 de ani de presă a fost foarte dificil să renunți la această meserie pentru că o mare parte din interiorul tău se identifica oarecum cu meseria de jurnalist. De fapt, cred că o să rămână în tine și în mine pentru toată viața această meserie. Însă, presupun că vezi ceva mai măreț, nu? În prezent, poate chiar și în viitor. Și ce faci acum? Cum ne ajuți pe noi? Cum ajuți oamenii? Păi ajut pe oameni să iasă din debara, să iasă din sertarele în care se ascund, din sertarele minții în care se ascund și să se facă auziți și văzuți. Îi învăț să vorbească simplu, dar nu simplist. Îi învăț să folosească tehnici care să-și facă mesajul memorabil, da. Inclusiv o recuzită, da. Faptul că eu arăt că nu-mi plac măștile, da. Și că singura mască pe care eu o port este această cască de motor, pentru că îmi place să merg cu motocicleta, arată esența felului în care îmi trăiesc eu viața. Complet nemachiată, repet, aș fi venit în tenis sau uite, chiar o să-mi dau jos pantofii, pentru că vrei nu, să trecem să facem niște exerciții? Și uite, putem să facem și niște exerciții și vă invit și pe voi să faceți exercițiul cu noi. Așa. Un exercițiu de crearea unei prime impresii puternice. Așa. Și acest exercițiu ne învață ceva de bază, ceva ce ar trebui să ne învețe școala, dar nu o face. Cum să stăm corect în picioare? Hai să mergem puțin mai hai să mergem asta, puțin. Să vadă așa frumos cadrul. În imagini, vorbim în imagini. Vorbim în imagini. Ca să avem o postură care să impresioneze din prima, dacă nu avem machiaj, nu avem costumul ăla țiplă, nu avem tocurile alea care să ne urce pe un piedestal, putem să impresionăm cu postura. Și un exercițiu foarte, foarte simplu, care nu este doar pentru femei, este pentru toată lumea, este să mutăm centrul de greutate de pe vârfuri, așa cum stăm de obicei, pentru că nu ne-a învățat nimeni, pe călcâie. Și vă invit pe toți să faceți acest balans. Atenție să nu vă dezechilibrați, pur și simplu mutați centrul de greutate de pe vârfuri, când stăm și un pic aplecați, e ca și cum ne-ar trage umerii niște pietre, am avea niște pietre de moară care ne trag umerii spre jos și ne pun în această poziție de ghiocel. Un simplu shift, da? Că tot se numește proiectul, meu shift, o simplă schimbare de mutare a centrului de greutate pe călcâie ne ajută să ne îndreptăm automat spatele, umerii se îndreaptă fără ca noi să facem un efort. Pur și simplu din acest balans. Și vă invit și pe voi să-l faceți ca să vedeți schimbarea. Este o schimbare fantastică, o schimbare care ne ajută să creăm o primă impresie puternică. Când intri într-o sală, într-o încăpere, lumea se spune wow.
pentru că se mai întâmplă ceva extraordinar. În momentul în care avem greutatea, centrul de greutate pe călcâie, avem și privirea sus, adică ne uităm la omul cu care vorbim. Iar oamenii nu prea fac asta. Oamenii când vorbesc unii cu alții se uită în jos, se uită în sus, se uită în, cu totul și cu totul altă parte, dar nu în ochii celui cu se care spune vorbim. Că dacă ne uităm 60 de secunde în ochii celui din față, ne îndrăgostim de el. Eu mă văd în tine! Eu mai pun un artificiu care este extrem de important și știința, neuroștiința ne demonstrează că are efecte magice, și anume zâmbetul. Că avem chef să zâmbim, că n-avem chef să zâmbim, ne antrenăm acest zâmbet și zâmbetul devine molipsitor. Se declanșează în momentul în care zâmbim așa numiții neuronii oglindă. Dacă eu zâmbesc timp de un minut și tu o să zâmbești, chiar dacă nu știi de ce. Pentru că zâmbetul produce acest efect psihologic de mirroring. Pur și simplu o să copiez ceea ce fac eu. Și asta o arată inclusiv studiile pe copiii în primul an de viață. Pentru că părinții trebuie să facă cu ei lucruri pe care ulterior copiii să le copieze. Și nu doar în primul an de viață, și un pic mai încolo. De exemplu, să le iei cu tine la cumpărături, să îl iei în bucătărie când faci mâncare, să îl iei cu tine când pui la spălat, când întinzi rufe, când te duci la piață. Copiii vor copia pentru că au acești, toată lumea are acești neuroni oglindă. Și aceștia se declanșează și când suntem adulți. Deci chiar și acum putem să ne antrenăm zâmbetul, pentru că nu doar că el va fi copiat, dar ne vom simți și noi mai bine. Zâmbetul este chimie pură. Pur și simplu, în momentul în care zâmbim, creierul nostru nu știe că nu avem motive reale să zâmbim. El identifică acest gest, zice, stai, asta zâmbește. Da. Trebuie să încep să declanșez în corp hormonii care sunt răspunzători de starea de bine, nu? Că noi zâmbim atunci când ne simțim bine. Da, și atunci creierul o să declanșeze în corpul nostru hormonii care ne vor face să ne simțim mai bine. Minunat! Deci, prima tehnică, stăm pe călcâie. Centrul de greutate pe călcâie și automat ni se îndreaptă numerii, spatele și ni se ridică privirea la nivelul interlocutorului, ceea ce este super important, e vital. Apoi ne uităm ochi în ochi, da? Stabilim o conexiune mult mai profundă decât aceasta la nivel fizic. Apoi, zâmbim. Valentina, zâmbim și ce putem face dacă simțim acei fluturași în stomac, dacă suntem un pic stresați, dacă avem emoții, ce facem cu ele? Dacă suntem stresați, putem să facem un exercițiu de respirație. Putem și vă pot da două exemple. Te rog! Putem să facem un exercițiu pe care ni-l recomandă un neurobiolog de la Stanford University, pe care îl cheamă Andrew Huberman, pe care vi-l recomand să-l urmăriți. Este un podcast pe YouTube cu Valentina și acest domn. Nu, este vorba despre Matt Abrahams, tot de la Stanford. Da, sunt colegi. Ah, ok. Sunt colegi. Matt Abrahams, cel cu care am reușit eu să fac un podcast, vorbește, dar inclusiv vorbește despre tehnica lui Andrew Huberman, cu care este coleg, tehnică prin care ne putem controla emoțiile atunci când vorbim în public, cum facem și noi acum, nu vorbim în fața unor oameni pe care nu-i cunoaștem. Creează destul de multe emoții. Și exercițiul este inspirat din suspin. Așa. Da? Când eram mici, după ce plângeam, suspinăm. Că plângeam până nu mai puteam și începeam să suspinăm. Și cercetătorii au stabilit că acest gest de supra-inspir, adică inspirăm de două ori, combinat cu un expir foarte, foarte lung, instalează... Tot pe nas expir? Inspir pe nas de două ori și expir pe gură foarte, foarte lung. Binevenit! Putem să încercăm acum să facem exercițiul de 3 ori. Inspirăm și după aia expirăm foarte, foarte, foarte lung. Deși când eram copii ni se spunea că dacă vrem să ne relaxăm... Avem un miracol! Ce tare, ce tare! Ne bucurăm tare mult că sunteți aici! Hai să vedem, să stăm puțin de vorbă cu ei. Bună! English! Hello, your name? Tania. Tania and? Igor. Igor.
So you are married? Yes. Today? Wow. Where are you from? Ukraine. Ukraine. So happy to be here with you. Thank you very much. Please. Ce frumos! Vai, ce frumos! Felicitări, casa de piatră, arată minunat. Uite, o altă oglindă frumoasă, Valentina. Nu știu dacă ai fost mireasă. A fost. Dar este extraordinar faptul că au dorit să vină pe covorul roșu și să participe la acest eveniment, da. Și că pară foarte, foarte relaxați. Da, ceea da. Ce, că tot vorbeam de exercițiu de relaxare. Ca să revenim asupra lui, da. Exercițiul presupune să tragi două guri de aer și după aia să expir foarte, 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 foarte lung, pentru că magia se petrece pe expir. Cu alte cuvinte, când ne spuneau părinții noștri, trage o gură mare de aer ca să te relaxezi, este total greșit, pentru că dacă vrem să ne calmăm, expirul trebuie să fie întotdeauna mult mai lung decât expirul. Și aici vă mai pot da o tehnică, de exemplu, respirația pătrată, care presupune să inspiri timp de 4 secunde, ții respirația 4 secunde, dai afară 8 secunde, ții respirația 4 secunde. Și reiei, doar că expirul de data asta o să fie 12 secunde, faci tot ciclul, apoi expirul trebuie să fie de 18 secunde și apoi 22 și așa mai departe. Crești cu câte 4 secunde până când simți că nu mai poți, adică poți să mergi destul de mult și cu cât te antrenezi mai mult, cu atât poți să ajungi la un expir mult mai mare. Valentina, ești minunată! Mulțumesc foarte mult pentru toate tehnicile împărtășite. Mie îmi sunt de folos, sper că și celor care ne urmăresc. Aș vrea să știu dacă sunt oameni, da, care vor să ia lecții de dicție, care vor să învețe să vorbească clar, simplu, cu un mesaj structurat în fața publicului sau în fața camerei, unde te găsesc? Pe mine mă găsiți pe orice platformă socială pe care vă place să stați, fie că este LinkedIn, Instagram, Facebook, chiar și TikTok. Valentina Pufulescu. Valentina Pufulescu sau Shift by Valentina Pufulescu, pentru că mie îmi place această schimbare, schimbarea în bine și schimbarea obiceiurilor proaste în obiceiuri bune, care să devină automatisme, în așa fel încât atunci când ne construim un obicei nou, bun, să devină automatism ca să nu ne mai chinuim să facem acel lucru. Exact ca atunci când ne legăm șireturile, nu? Da. Când eram mici ne chinuiam, acum nu ne mai chinuim pentru că o facem mecanic. La fel este și cu antrenarea acestor obiceiuri bune. Valentina, tu ai și un podcast. Am și un podcast, se numește Shift Podcast și acolo puteți să găsiți interviuri pe care le fac cu experți în comunicare, cum ai spus și tu, profesorul de comunicare de la Stanford University, pe care îl cheamă Matt Abrahams și care mi-a acordat un interviu în care a vorbit despre cum putem să vorbim în orice situație, relaxați, cu sens și cu mesaj și în așa fel încât să-mi fie și mie, vorbitor, ușor să țin minte mesajul, dar să-i fie ușor și celui care mă ascultă să-l rețină și să plece acasă exact cu mesajul pe care eu vreau să-l transmit. Valentina, mulțumesc foarte mult! Noi avem și un buchet de flori pentru tine, de la Cufărul cu emoții. Cufărul cu emoții s-a ocupat de aranjamentele acestea florale minunate pe care le vedeți. Și avem și Angie. Mulțumesc. Această pangă e comună din partea Florentinei și magazinul Meca. Este o artă manuală rafinată. Ne-a dăruit aceste, nici nu știu cum se numesc, Valentina? Panglici? Panglici, exact, ca și cum am participat la Miss și am câștigat, doar că astăzi noi celebrăm femeia naturală, așa cum este ea, de orice vârstă, noi știm că suntem diferite, da? Fiecare femeie are propria sa energie, dar toate suntem minunate și tocmai această diversitate ne face să fim așa, ca niște flori frumoase. Mulțumesc foarte mult și le încurajez pe toate femeile să-și permită să fie ele. Mulțumesc mult, Valentina! Mulțumesc și eu! Succes!
Te pup, îți mulțumesc foarte, mulțumesc foarte mult că ai venit. Mulțumesc. Cred că a fost bine, nu? Foarte ok. Și distracție plăcută. Mulțumim. Pa, pa. Mulțumesc. Acum Raluca și apoi tu. Da.